știi cum mă miers, doamnă? Cum să întâri un șerpi? Tot era pe ei și bilit. Îl bandajam să nu-l mai văz, poate merge și el. În urmă cu 2 ani l-am cunoscut pe Florinel, un băiat de 11 ani dintr-un sat din județul Bacău. Diagnosticat cu parapareză spastică, pentru copil fiecare pas era un chin. Așa m-am născut eu, așa m-am născut mămică. Până la vârsta de 7 ani, băiatul a mers mai mult în genunchi, dar mama nu s-a resemnat cu gândul că așa va arăta viața copilului ei. A mers cu el la doctor să-i caute leac și pentru ca Florinel să fie la oaltă cu ceilalți copii, a făcut sacrificii de neimaginat pentru a-l trimite la școală. Că era frig, că era iarnă, când era așa zăpada mare, aduceam în schinare. Așa, haide, în schinare, deci, numai să meargă la școală. Să învețe și el, că făcă-i place școala. O copil nu e ușor să crești. Când îmbrac la școală, trebuie să-i îmbrac pită odată. Cărțile acum știți că se cumpără numai să le dă gratuit când îi iau odată. În 9 săptămâni mai rupi papucii, că el, ați văzut cum merge. Viața lui Florinel și a familiei lui era așadar un carusel de probleme fără rezolvare. Până într-o zi, când în bătătura lor au ajuns niște oameni care le-au vorbit cu răbdare și din suflet despre cum viața le poate deveni mai bună. Un asistent social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar, toți formând o echipă comunitară locală, au explicat mamei rând pe rând cum problemele mari pot deveni mici și cum nu va mai fi niciodată singură în rezolvarea lor. E ca ziua fata lor. Vine mereu la mine, doamnele, mă ajută. Cu școala atât așa, pe la Bacău, de doamnele se m-au dus cu consultul. Pentru ca starea lui Florinel să se îmbunătățească, ar fi fost nevoie de ședințe de kinetoterapie în mod constant. Dar băiatul ajungea rar la oraș la recuperare din lipsa banilor pentru transport. Acum, cu sprijinul echipei comunitare, băiatul ajunge la Bacău în fiecare weekend și în vacanțe pentru terapii și masaj. Viața lui a început să fie și altceva în afara grijilor de om mare. Anul acesta, Florinel a simțit că își permite să fie copil în mai multe excursii la mare și la salină, unde și-a făcut o mulțime de prieteni. Ne-am jucat cu deale care se aruncă un fel de minge și arunci în sechidea să dai jos. A fost tot de frumos. L-am vizitat pe Florinel zilele trecute după 2 ani de la prima noastră întâlnire. Tocmai ieșea de la școală și se îndrepta către casă. Pașii ei sunt mai siguri și privirea mai încrezătoare. Tot stau cu frică, așa cu un stres, că întârzie mult de la școală și vreau să mă duc înainte sus, că să nu vină înainte, să nu-ți faci grijă, că vine și nu mă laud că vine pe poartă. Florinel devine din ce în ce mai independent. El pleacă singur, el se spală, el mănâncă singur, el îți pune cărți, n-am nicio treabă cu el. Asta mă bucur că n-am probleme cu el. Ce s-a schimbat în viața? Multe lucruri. Mie este mai bine. I-am cunoscut. Mă simt mai subținut, mai... Are cine să mă ajute. Florinel este perseverent și, datorită terapiilor, mâinile sale sunt acum mult mai mobile și poate face tot mai multe activități cu ele, cum ar fi și aceea de a o ajuta pe mama sa la câteva treburi gospodărești. Uite, să mă ajut și tu să strângem hainuțele astea. Hai din coș la mama. Nu să știi în viață ce este și ce a să fie. Poate ea să am și un sprijin de la el, vreau eu să am. Știi ce mi-o zis? O să că mama, lasă că am să mă fac și o mare, să am să te ajut și eu. După ani de chin și de plâns, mama vrea să lase în urmă amintirile dureroase și să verse lacrimi doar de fericire. Speră ca la anul Florinel să intre la liceu și să aibă un viitor. Ce vrei să te faci cum să? Lăcătuș mecanic. Pentru că îmi place meseria aceasta. Și pentru ca dorința să-i se împlinească, Florinel face tot ce ține de el și e din ce în ce mai silitor la școală. Dar există un vis anume pentru care încă are nevoie de ceilalți. Ce-ți dorești tu cel mai mult și cel mai mult? Ca să pot să merg. O zic că mă rog și eu să merg. Tot zic, vezi să nu cază, să nu cază. Și el tot zice că eu... Lasă-mă că eu nu car, că eu sunt pe picioarele mele de acum, că-s mare și eu. Și cu siguranță, prin puterile proprii și sprijinul celor din jur, Florinel va merge mai departe. Mulțumim tuturor prietenilor UNICEF care donează lunar și îi ajută pe Florinel și pe alți copii ca el să meargă mai departe. Ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Îți mulțumim!